Cea mai mare rețea de droguri de la noi din țară a fost desființată în urma unor raiduri ale poliției. Rețeaua funcționa pe platforma Telegram și adunase peste 11.000 de membri, cei mai mulți dintre ei elevi și studenți. Înscrierea se făcea doar pe baza unei recomandări, iar mesajele erau criptate. Astfel, consumatorii aveau acces la droguri de mare risc, de la cannabis până la pastile de ecstasy și LSD, dar și alte substanțe interzise. În urma negocierilor online, clienții procurau marfa direct de la dealeri, în funcție de localitatea în care se aflau. În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat mai multe droguri, sume de bani, 20 de telefoane mobile, dar și cartușe de 9 mm pentru armele de foc. La sediul DIICOT din capital au fost audiate 15 persoane, 13 dintre acestea au fost reținute în arestul central al capitalei. Rețeaua aceasta era cunoscută sub numele de Iarbă Dulce și activa din luna mai a anului trecut. Pe acest canal de Telegram se generau zilnic cel puțin 40.000 de mesaje, toate având ca subiect primordial drogurile de mare risc. Pe de altă parte, vine și un mesaj puternic din partea experților antidrog pentru perioada aceasta de sărbători. Demn de remarcat este legat de faptul că tot în această perioadă traficanții de droguri vor încerca pe cât posibil să mărească masa drogurilor prin amestecarea drogurilor propuse cu diferiți adjuvanți și astfel există pericol de supradoză sau de intoxicație, coroborat și cu consumul de băuturi alcoolice, pentru că, da, știm destul de bine, la petreceri se folosesc și aceste băuturi. Există pericolul unei intoxicații și, de asemenea, am văzut din anii trecuți că a fost necesară intervenția ambulanței și transportul la unitățile de primire urgență.